Care este activitatea ta de bază? Foarte bună întrebare. Nu știu, și gestionez Asociația Grădina Moldovei și gestionez și grădina noastră experimentală de 3.000 de metri pătrați, unde cumva implementăm toate principiile agroecologiei, ca să arătăm cum toate astea funcționează în realitate și că este posibil noi în țară să obții rezultate bune, sănătoase și fără prășit, fără săpat și alte lucrări de astea foarte fizice. Ce înseamnă semințe vii? Deci, nu este o definiție exactă, dar ca să înțelegem, semințe vii, le se mai spune semințele țărănești sau semințe tradiționale. Deci, ideea care și prin ce ele sunt vii? Ele au fost păstrate pe parcursul decenilor sau chiar secolilor, din generație în generație. Și prin asta ele zvii că ele în fiecare an adună cunoștință cumva sau adună noi informații despre condițiile climatice care le-au cunoscut în acel an. Și ele au capacitatea asta, deci din an în an, să adună informația asta și să o transmită deci, la următoarele generații. Da? Planta când face fructul, din fruct semințe, semânța aceea nouă, deci are toată informația care a fost până atunci acumulată de toți predecesorii ei. Și prin faptul ăsta, ele cumva sunt mult mai adaptogene, în sensul că au capacitatea de a se adapta la cam orice situație. Da? Dacă luăm un soi, să zicem, care există de 57 de ani, deci el are cumva 57 ani de experiență ca noi oamenii, în care 57 de ani au fost poate și secetă, primăvară, rece, boli, mă rog, toate fel de fel de stresuri. Și, deci ea are în memoria ei. Acum, să zicem, suntem în 2021 și plantăm această plantă, ea o să caute în memoria ei vii, da? Cumva puterea, da? Specific pentru a face față cu, să zicem, primăvara ploioasă care am avut în anul ăsta. Deci ele sunt cumva capabili să fac față, într-o oarecare măsură, sigur, la mai tot spectrul de stresuri, da? Fie din climă, fie de paraziți. De iată, legumele care se obțin din aceste semințe, ele diferă de semințele hibrid? Nu, vizual ele nu diferă. Anume diferă prin capacitatea asta de a face față și totodată de a fi reproductibile. Deci hibrizii au și un alt aspect. Deci nu doar sunt foarte, adică în mod foarte specific dirijat să fie ori fi productiv, ori super rezistent la o boală anumită, de exemplu la o ciupercă, sau ori să fie foarte, foarte specializat pe ceva. Deci ele sunt foarte specializate într-un singur domeniu, dar incapabile să facă față la toate celelalte, da, laterale. Și, din păcate, nu tot timpul, da, putem alege soiul, deci ne gândim că o să fie poate un an secetos în 2022, dar poate o să fie cu totul altfel. Și, respectiv, dacă am ales un hibrid, da, el nu corespunde și nu are nici memoria sau capacitatea ca să facă cât de cât față la situația neprevăzută care o să fie. Și totodată semințele hibrize în mare parte sunt nereproductibile, deci fiind cumva selectate și clonate între ele, deci ele nu sunt reproductibile. Desori la floarea soarelui, de exemplu, semințele, dacă le sediți, deci nu, fie nu încolțesc, fie nu soiul care trebuie, deci e că el revine cumva la caracterele sălbatice. Și eu țin minte, într-un an tu mi-ai spus că chiar dacă cumpărăm semințe din magazin unde scrie bio, noi nu avem garanție că ele la fel sunt reproductibile. Adică ele au fost crescute în condiții bio, dar asta nu înseamnă că ele vor exact da alte plante. Exact. Deci există acum tendința asta cu produse alimentare bio, deci care subînțelege nefolosința de produse chimice, că e îngrășământ, că e pesticid, că e insecticid și așa mai departe. Dar pot fi crescute semințe, deci hibrid, dar după principiile astea bio, deci fără chimie. Dar până la urmă tot hibrid rămâne, da? Deci e foarte important să de văzut, de analizat, deci pe pachetelul de semințe, dacă e scris F1 sau H pentru hibrid, atunci deci, e clar că sunt semințe din această categorie.
Uneori se mai întâmplă că ele pot fi, dar vorbeam de diferența vizuală, se mai întâmplă că ele sunt imbibate într-un fel de amestec chimic protector, da? Și pot avea culori foarte așa stridente, verde, roz, dar asta mai rar se întâmplă și oricum nu e un revelator între semințele vii și semințele hibride. De ce ai ales permacultura, grădinăritul ăsta sănătos în grădinătare experimentală? În primul rând, de ce îmi pasă modul în care sunt crescute plantele și respectiv calitatea la ceea ce noi consumăm ulterior zi de zi. Da? Deci era clar că nu continuu în sistemul pe care, mă rog, convențional pe care îl cunoșteam înainte. Acum, permacultura aduce foarte multe, deci, soluții și chiar deseori se spune agricultura leneșă, ceea ce-i drept și da și nu, sau în orice caz la diferite momente. Ideea care? Că în loc să lucrăm contra naturii, da, prășim, nimicim, luptăm, da, toate cuvinte de astea așa mai ofensive, lucrăm altfel, în sensul naturii. Și atunci când ești în fluxul, ca pe un râu, când ești în direcția de curgere a apei, nu-ți mult mai ușor, da? Deci cam asta e. Deci imităm ceea ce trece în natură. E ca cu toții știm că în pădure e solul cel mai fertil. Da? De ce să nu imităm acest ciclu al solului fertil și la noi în grădină? În loc să greblăm, să evacuăm toate frunzele, noi le lăsăm pur și simplu fie acolo undicat, sub copac, fie câteodată mai fac o rotație între aceste frunze, da? Le iau de sub măr sau păr, de exemplu, și le pun la un gutui sau invers, că fiecare frunză, fiecare plantă, deci, și absorbe nutrienți diferiți din sol, dar și prin frunzele ei restituie careva nutrienți. Și pur și simplu le mai schimbăm un pic cu locul în grădină, că, mă rog, ca să fie cumva nutrienții ăștia prezenți peste tot, nu doar sub, în mod specific, sub copacul X sau Y. Deci, încercăm anume să imităm la maximum înțelepciunea și principiile astea, legile naturii, care într-adevăr ușurează lucrul ulterior. Deci, noi nu vorbim de lupt cu paraziții, noi lucrăm preventiv. Creăm un ecosistem unde totul e amestecat, da? Deci pomii, fructiferi, arbuști, legume, toate astea sunt amestecate cumva, dar într-un plan totuși coerent, da? Nu e un fel de haos așa aleatoriu. Și respectiv dăunătorii, pentru ei e un prea mare efort să caute hrana de care au nevoie. Sau se mai întâmplă, deci dacă mai punem și plante medicinale sau ierburi aromatice, deci asta le dezbate de miros. Deci ei nici nu simt că acolo este mâncarea lor și ei pur și simplu pleacă sau nu se dezvoltă. Deci noi nici nu ajungem la momentul ăsta de intervenție sau de luptă, da? Să reglăm o problemă de dăunători, ea, de fapt, nici nu apare în majoritatea cazurilor, că așa e ecosistemul ăsta, ca în natură, da? Și ne ușurează lucrul din punctul ăsta de vedere. Când putem să ne adresăm la tine pentru a avea semințe? Pentru a cumpăra semințe? Da, de fapt, adică e la mine, dar nu e la mine. Deci noi când reușim, în sfârșit, să încheiem sezonul, să am adunat, am uscat toate semințele, mai durează încă o lună, două, împachetarea, deci numărarea semințelor și împachetarea, etichetarea la fiecare, da? Și asta durează, da, minimum două luni. Noi suntem exact acum în perioada asta și sperăm pentru decembrie să fie catalogul. Și odată ce el e făcut și deci știm ce soiuri putem propune, asta e pus la noi pe site, pe pagina Facebook, deci nu neapărat la mine, da, personal, dar e drept că eu o mare parte le gestionez, dar toată informația asta e pusă public. Sunt semințe care semințe sunt foarte solicitate și care mai greu? E foarte variabilă întrebarea, că avem persoane care anume caut chestii tradiționale, gen tomata de culoare roșie și nu prea interesează altele, deci chestii mai așa clasice.
avem și alte persoane care din contra caută tocmai ceva mai deosebit, da? Deci tomate diferite culori sau legume mai diferite sau tăcheilul, că nu prea se găsește, se găsesc semințe la noi pe piață, deci el de obicei mai instantaneu sold out, da? Deci vândut foarte repede. E foarte fluctuant, mulți ne cunosc anume pentru gama de tomate pe care o avem, de la alb la negru, zebrate, tricolor și așa mai departe. La toate se găsește, adică persoane interesate, deja depinde și de stocul. Dacă avem, să zicem, 15 priculețe, clar că o să plece mai repede decât acolo unde avem poate 100. Da? Nu știu, mai mult problema cu semințe care au viabilitate foarte scurtă. De exemplu, boboasele, mazărea, fasola, dar și porumbul, deci au 2-3 ani de valabilitate. Și drept noi cam tot timpul reușim să le găsim grădine de primire, dar este un moment la care trebuie să veghem, deci să nu rămână într-adevăr prea mult fără a fi plantate, că bine, ele nu expiră, pur și simplu germinarea treptat începe a scădea, da? În loc să fie la 90-95%, 70-50% și tot așa mai departe. De unde a apărut ideea și pasiunea față de multiplicarea semințelor, ținând cont că aceasta este o activitate extrem de nepopulară, poate uneori chiar stranie. Eu inițial, când am auzit că te ocupi cu aceasta, pentru mine asta a fost ceva foarte neașteptat și oricum mi-a trebuit chiar puțin timp să înțeleg care este sensul acestei activități, cât este ea de important, cât este de valoroasă. Iată, de unde a apărut această pasiune și dorință? Tu știi, viața e o cale, da? Și multe elemente, etape din ea, la un moment par așa abstracte sau nu le vezi sensul, dar la un moment dat, ele, când ajunge momentul de conjunctură și toate se așează ca un puzzle, tu vezi imaginea clară și în ansamblu ei. Deci, știi, desori lumea mă întreabă azi, da, funcția mea, sincer, nici nu știu ce să răspund. Câteodată, mai în glumă, dar mai în serios, spun că sunt femeie semănătoare. De fapt, eu de profesie sunt arhitect peizagist, deci am careva tangență cu botanica și cu plantele, dar atunci când am revenit în țară și am început să mă ocup cu agricultura și am văzut lipsa de semințe de calitate și anume și diversitatea, da? Deci avem față de ce se poate de crescut în Moldova pe de o parte și față de ce am văzut eu că există pe piață în străinătate, la noi e foarte, foarte redus cumva de alegerea. Și respectiv, păi da, adică problema nu poți soluționa decât la rădăcina ei și rădăcina ei în semințe. Fără semințe nu faci nici o agricultură și nu poți crește nimic. Și atunci căutând toate astea, mă rog, datorită și bagajului meu, să zicem, adică am intrat în domeniul ăsta, știi, și cumva întâi cu un deget, urmă toată mâna o bagi și te absorbe cumva când înțelegi toată dinamica lucrurilor astea și, cum spuneam, deci viața cu elementele ei, deci am nana mea de botez, care cumva și ea bancă de semințe a fost și mai este încă astăzi în satul ei, dar recunoscută și în satele vecine și cred că fără să știu undeva m-am imbibat de momentul ăsta, deci de schimb de semințe, de păstrarea asta, gestul de a recolta sămânța, nu numai fructul, da? Roada, dar este și momentul ăsta de a asigura perenitatea, că azi ai mâncat, ai consumat foarte bine, burtica e plină, ești fericit, dar la anul viitor, dar peste 2 ani și așa mai departe, deci este momentul ăsta chiar e sacru și ce am spus femeii semănătoare, de fapt, mă rog, în timpuri mai străvechi, da? Rolul bărbatului era să apere teritoriul și femeia să păstreze focul în vatru și salveze semințele în caz de invazii sau ceva problemă. Deci, îndată se luau cel mai important, deci semințele, 2-3 efecte personale, copii și plecau în caz de problemă. Ca, datorită acestor semințe, oriunde nu te duci, tu poți să reîncepi de la zero. Și deci asta e cheia la tot. Da? Mai ales într-o țară cum la noi, o țară agrară, deci noi, din păcate, suntem pe cale să pierdem această bază și anume și cunoștințe legate de
cum să multiplicăm și cum să păstrăm semințele astea. Iată, la noi era o lipsă de semințe vii. De unde ai luat primele semințe de la care ai început activitatea aceasta? Da, eu tot cam ca femeile semănătoare, când am revenit din străinătate, aveam câte ceva cu mine, mă rog, foarte puțin și mai mult orientat pe partea florii, adică o estetică. Acum, fiindcă aveam mai multe contacte și, mă rog, ușurința cu limbile, deci am contactat diverse bănci de semințe sau asociații care tot luptă, adică sau creează bănci de semințe vii. Și am contactat, am explicat cine suntem și că avem nevoie de un pic de semințe pentru a începe tot ce facem. Și deseori am primit răspunsuri pozitive, deci sub formă de granturi, de donații de semințe din Franța, din Austria, din România, din Belgia, chiar și din America, două loturi am primit. Bine, pe alocuri am mai și procurat când nu era posibil și iată așa am început, deci din câteva surse diferite, ce am mai găsit un pic pe la nana mea, deci și la alte persoane din zonele rurale și am început această bancă. Tu povesteai că uneori ți-i dădeau doar 2-3 semințe dintr-o cultură și tu reușeai să le mulțești la sute și mii. Iată cât este asta de greu și cât este asta de motivant, într-un fel, să ai grijă din două semințe să nu le mulțești atât de mult. Cum să-ți spun, e greu, adică pare așa un pic un stres că într-adevăr ai două semințe, dar nu, adică e aceeași semânță până la urmă, da? Deci, într-adevăr, am primit de la doi colecționari din Franța câte două sau maximum cinci semințe. Și da, erau, stăteam ca cloșcă deasupra niște pui să mă asigur că încolțesc, să nu fac vreo gafă, prostească de prea multă apă sau nu știu ce acolo și să mă cigăiască. Și desori s-a întâmplat din două numai una sau chiar dacă încolțeau două, se mai întâmpla una, pot să mai pierd pe parcurs, că până planta adultă, deci multe poate se întâmple, da? Și respectiv aveam doar o plantă și e destul să dea un fruct. Că deja e, într-un fruct sunt mai multe semințe. Adică este generozitatea asta extraordinară a naturii, într-adevăr, de la o semințe sau de la un mănunchi de semințe poți, într-un sezon, să ajungi să hrănești o persoană sau o familie întreagă. Cu care probleme te confrunți în activitatea aceasta de multiplicare semințelor vii? De fapt, adevărata problemă cu care nu numai eu, dar toți multiplicatorii de semințe și la nivel european, dar mondial se confruntă, este că este interzis ca tare să multiplici semințele și mai ales dacă încă le vinzi. Da? Până acum era chiar interzis chiar să faci schimb cu vecinul. Că cumva era un fel de concurență neloială pentru cei care sunt pe piață. Da? Și asta e adevărata problemă și ea e o aberație în sine. Deci, dacă ne uităm la agricultură, de când ea există de plus minus 12.000 de ani, semințele și diversitatea de semințe de soiuri pe care noi le cunoaștem astăzi au fost posibile tocmai datorită la schimburi, barteri, da? Deci, cineva se ducea să-și vândă, de exemplu, vaca la târgu din satul vecin și totodată avea în buzunar câteva semințe din ce are el pe acasă. Și vindea vaca sau nu, dar în orice caz mai pălăvrăgea cu altul din alt sat sau încă de peste un sat și făceau schimb de semințe. Deci era ceva foarte firesc și asta anume o condus la diversitatea de culori, de forme și de tot ce noi cunoaștem astăzi. Și iată, de un secol, toate astea, deci cumva e pus sub sigilă și este interzis pentru diverse motive, de securitate, de garanție, de nerăspândirea virusului sau, mă rog, chestii de genul ăsta, da? Ca să, când treci prin toate cărările sau când treci prin toate chestiile astea, deci se, cumva se garantează sau pentru a evita contaminări, boli și mai departe. Și asta, de fapt, e o chestie care nu e normal, căci este un bun comun. Deci toate semințele, tot patrimoniul care noi îl avem, e datorit la mii și mii de generații care au fost înainte. Nu pot spune că o persoană X astăzi este
creatorul, sau eu nu știu cum să spun, deținătorul a dreptului suprem pe un soi. Nu e posibil. Soiul ăla, el există anume prin toate generațiile care au fost înainte. Și atunci e marea problemă, da? Deci marea injustiție. Și încă în ziua de astăzi, chiar dacă suntem cu o agricultură industrială pe mii de hectare, cu mașinării foarte puternici, oricum 70% din populația mondială încă e hrănită de mici fermieri familiari. Și anume ei sunt cei care din generație în generație și-au păstrat semințele, le-au dat mai departe tinerii familiei care se forma nou și de acolo își continuau, deci, în primul rând, propria subsistență, da? Alimentație și totodată eventual ca activitate economică, da? În cazul surplusurilor. Și asta e lupta, adică filozofia pe care noi vrem să o continuăm, că nu putem pune legi și restricții, adică nu e normal și nu e conform drepturilor omului să punem, deci, aceste restricții pe semințe, care sunt un bun mondial comun. Vreau să aflu părerea ta despre buruieni, dacă le consideri dăunătoare. Uite, o să-ți răspund deodată cu un proverb. Se spune că buruieni nu există, sunt doar plante a căror beneficii încă nu le cunoaște. Deci deja asta îți dă o idee. Într-al doilea rând, dacă luăm așa, pur botanic, să zicem, da? Buruienile specii, care de fapt sunt cel mai adaptate la locul unde ne aflăm. Că suntem în Moldova, că suntem în Anglia, că suntem unde nu suntem, da? Deci fiecare loc are flora spontană, care e cea mai adaptată pentru locul celor. Și noi nu trebuie să uităm că legumele și chestiile, verdețurile care noi le creștem, sunt specii domesticite, cultivate, care sunt mult mai slabe față de astealte, care sunt locale, super specializate pe locul unde ele se află. Deci, respectiv, da, haideți să înțelegem cumva logica lor și funcția lor ca să nu ne facem nouă lucruri inutile. Așa, dacă eu pe puncte, buruienile astea, o mare parte sunt comestibile. Aceeași lobodă, același troscut, în ceaiuri face minuni, același știr și tot așa. Și nu numai la animale, sau de fapt, de ce nu le dăm la animale? Noi ne-am crezut la un moment dat superior și am zis că nu, asta e pentru animale, noi nu mai consumăm. Dar dacă iarăși ne uităm 100-120 de ani în urmă, asta era baza supilor tradiționale, deci de la țară. Deci ele sunt comestibile. Într-a doilea rând, deci ele sunt foarte rezistente la locul unde se află. Și dacă noi le, mă rog, o intervenție minimă, deci un pic le stăpânim, dar totodată plantăm legume domesticite, da, din răsat, ele creează, deci buruienile asigură o protecție pentru plantele estlaute care noi le-am, dorim să le cultivăm. Și atunci, atât cum a fost primăvara asta, foarte frig și foarte ploios, dacă nu lăsăm un pic de o strată de buruieni în jur sau și combinat cu mulcirea, deci acoperirea pământului, răsadul nostru, pur și simplu, el de prea frig sau prea mult umezeală, că e mai sensibil, cum n-am dat. Care cel mai bun soi ar fi, proporțional, ele sunt mai slabe decât bruieni. Și atunci bruieni este asigură o protecție, un fel de microclimă în jurul răsadului. Și putem, deci, avea beneficiu de la ambele. Așa, a treilea punct referitor la bruieni, ele asigură hrana la diverse insecte, păsări, chiar și mici mamifere, animale și așa mai departe. Țin minte de o iarnă, vreo 3 ani în urmă, deci era cu chiciură, deci pușghița asta de gheață pe zăpadă. Și respectiv, clar că păsările în așa condiții, cum ele și ce să mănânce, da? Și la noi e în grădină, ca la ficare final de toamnă, deci rămân buruienile chiar în sămânță, n-am treabă cu asta, o să revin și la punctul ăsta. Și se vedea, deci în chiciura aceea, deci în jur la fiecare sfârc de buruian, deci parțial acoperit cu zăpadă, sute de pași de păsări care veneau și ciuguleau, deci semincioarele de la buruienile astea. Deci dacă noi vrem iarăși să n-avem paraziți, păduchi sau nu știu ce, noi trebuie să conlucrăm cu păsările.
Dar tot nu poți să le atragi când îți convine și pe urmă, păi, na, nu-mi bat capul de voi. Dar iarna ele tot au nevoie de un pic de ajutor și dacă noi lăsăm, deci, buruienii la sfârșit de sezon în floare și respectiv în sămânțe, noi asigurăm hrană la ajutorii ăștia, gratis, da? Care ne ajută și ne reglează, deci, preventiv problemele noastre de dăunători, de omiz, de păduci și mai departe în grădină. Și ultimul moment cu... că ele sunt multe, de fapt. Buruienile pot fi folosite ca mulcire. Deci le las, eu chiar fac culturi de buruieni, le las crească, cât să, vă zicem, pun la genunchi de obicei, da? Le smulc, le las un pic să filească și le folosesc ca mulcire acolo unde îmi trebuie. Și acum, ultimul moment cu semințele, da, mulți, mă rog, și nouă vecini, da, când se uitau că avem buruieni și încă semințe, Doamne ferește, deci focară aici de buruieni care însămânțează alte grădini. Deci haideți să luăm așa, înainte de să fie existat satul Cigârleni, aici unde noi ne aflăm, erau, bineînțeles, buruieni, era flora spontană și era la ea acasă. Și respectiv, în fiecare gram de pământ, noi avem mai mult de 100 de mii de semințe, că unele sunt aproape microscopice de la buruieni. Deci vă dați seama, într-un singur gram de pământ, da, de cât, nu știu, 300-400 ani când există satul ăsta, noi încă n-am epuizat stocul, banca de semințe, dar totodată în fiecare an ele se mai adaugă. Și să nu fim prea, adică, limitați în gândirea noastră, da? Trece o vrabie, se găinați, adică una, sute, mii, pe un an, deasupra grădinii s-a găinățat, respectiv pot fi semințe care cad în grădină. Nu o să luptăm contra asta, ba din contra e foarte bine. Aerul, vântul, da? Când plouă, tot se mai așează semințe. Deci este un ciclu absolut natural și eu n-am nicio treabă cu, n-am nicio problemă cu ele, doar e un fel de colaborare. Deci momentul unde să nu devină ele dominante față de culturile de care am nevoie. Iată, ce faci ca să nu vină dominant? Mai ales, iată, cea mai mare întrebare asta e cu chireu. Iată, cum să luptăm cu chireu care uneori domină mare parte de grădină. Nu, celelalte buruieni, adică dominant în sensul să nu fie prea înalte, mai înalt decât răsadul, da? Deci de obicei plus minus până la genunchi și atunci fie tăiat, smuls, cosit, așa, și apoi iar el revine, da? Acum cu chirău, deci ăsta tot un moment foarte interesant, dacă noi am ști să citim natura, buruienile tot apar, adică fiecare specific la un tip de sol. Deci, de exemplu, știrul sau lobă, dar apar la un sol specific. El chiar așa parcă pipete vin. Deci, astea sunt indicii de un sol cu proprietăți anumite. Deci, chiar că ca o carte, nu aveți bucata aia de grădină cu știr. Înseamnă că acolo e așa și așa pământul. Aici e pălănidă, e alt tip de grădină și tot așa. Chirău, el ce spune? El îi asociat cu solurile cel mai istovite, de obicei cu via. Că via în profunzime pompează tot din sol, listovește. Și cam unica plantă care reușește și chiar îi convine, chirău, pir și toate din categoria asta. Deci dacă, în loc să, iarăși, să luptăm, da, să înțelegem contextul, de la moment ce voi o să mulciți, o să îmbunătățiți solul unde se află chirău, bine, asta poate durează un an, doi, trei, depinde cât e de degradat și cât de mult efort faceți pentru a regenera solul, el automat de la sine dispare. Că lui nu-i convine un sol gras, bogat. Că acolo deja una la mână lui nu-i convine, dar doi la mână alte plante apar care sunt mai dominante. Și el treptat dispare. Deci noi când am cumpărat grădina, jumate era cu viță de vie, tehnică, și clar că era zona asta de grădină, era mai toată în chirău. După 5 ani, mai ales primii 3 de regenerare activă, el aproape a dispărut. Sunt încă vreo două puncte unde mai este, dar deja foarte, foarte limitat. Cum corect să păstrăm semințele? Așa, deci, în primul rând, când recoltăm semințele, mă rog, noi de obicei aveam un set întreg de setting, le strecurăm, zvânturăm, ideea e să fie cât mai curate, adică cât mai puțin, în orice caz, resturi de frunze, de cochilii, de la cojițe, de la capsula unde ele erau, deci cât mai curate posibil, fără praf, fără, mă rog.
Veghem să fie absolut uscate. Deci este un moment foarte important. Deci depinde la starea lor când au fost recoltate. Preferabil nu după o ploaie, dar mai curând înainte sau în orice caz pe zi uscată, de dimineață sau în timpul zilei. Pot fi suficiente 2-3 zile, dacă inițial ele deja erau bine mature și destul de uscate, dar poate fi un pic mai lung dacă, să zicem, unele capsule sau semințe nu erau perfect uscate. După asta, deci, noi ce facem? Le punem în punguțe, fie de hârtie, fie de plastic. Mă rog, e mai bine de hârtie, dar trebuie să vegheați să nu curgă semințele dintre însele și respectiv, da, cum fiecare cum este comod. Și le punem în înghețar 2-3 zile, deci la minus 18 grade. De ce? Asta, deci, ucide o gamă anumită de dăunători sau ouă de careva insecte, da, care noi pur și simplu nu le vedem, dar sunt acolo, sau chiar și unii virus. Da? Deci 2-3 zile în înghețar. De acolo le scoatem și deja ulterior, ideal ar fi în borcane cu capac filet ermetic, ca să nu se bage molele sau rozătoarele, deci, da? Și le păstrăm chiar într-un dulap sau într-o mică încăpere, la adăpost de lumină, deci ferite de lumină, fără umezeală și preferabil cu temperatură constantă, da? Să nu fie vara cald și iarna rece, constant. Deci, din păcate, nu prea corect să convine pentru așa ceva. Mai curând un dulap sau undeva acolo jos, într-un colț, așa mai ferit. Dar în cazul plantelor aromate? Plantele aromate, noi, odată ce sunt uscate, la fel le păstrăm în borcane. Deci, de fapt, chiar am încă uscăm și fructe. Deci, ăsta e cel mai mare format care noi îl cunoaștem cu gura largă, de 5 litri. Deci, toate, chiar și crupele, fructele uscate, ceaiurile, toate noi le păstrăm așa. Deci, capacul filet permite să nu pătrundă, deci, molile. Și foarte practic, gura e largă, da? Deci este un moment interesant. Și pot fi păstrate în orice dulap, oriunde. Acum, însuși în procesul de uscare a florilor, adică sau a frunzelor de ceai, deci trebuie de vegheat, deci ca să nu se bage molile atunci, că noi nu vedem, dar ea și-a depus ouăle, a plecat. Și când deam înspre toamnă, iarnă, vrem să luăm din fructele sau semințele, florile uscate, de fapt acolo deja sunt larvele de la mole. Deci ce se întâmplă? Trebuie de uscat așa, cu o fie în policioare care sunt acoperite cu fata, da? Deci se respire, să fie ventilat tot chestia asta ca să umezeală să plece, dar să nu pătrundă, deci, molele. Deci nu se pune pur și simplu pe suprafață, expus la aer, că noaptea mai ales, ele atunci sunt active, au venit, au depus ouă, le-au plecat, dar nici nu bănuiți că el deja toată marfa e compromisă. Mulțumesc!